Ruladă cu blat de nuci și cremă de caramel. Ce poate fi mai delicios de atât? Și dacă este atât de fină și de apetisantă, stați cu mine să vedeți și cum se pregătește. Pentru început am preparat blatul și am folosit 100 de grame de făină albă cu 10 grame praf de copt, 100 de grame de miez de nucă pe care l-am pus într-un robot de bucătărie și l-am mărunțit, Apoi l-am amestecat cu făina foarte bine și am lăsat totul deoparte. Într-un bol de mixer am pus 5 ouă, un praf de sare, am început să le mixez. Apoi treptat am mai adăugat 120 de grame de zahăr și am mixat compoziția până când zahărul s-a topit, iar compoziția și-a triplat volumul. Am mai adăugat și două pliculețe de zahăr vanilat iar în final am adăugat făinile. Vă invit și pe Instagram, Ionela Schicem, vă mulțumesc! După ce am încorporat și făina la viteză minimă, am obținut această compoziție pe care am pus-o pe un covoraș în silicon cu mărimea de 30 pe 40 cm. O puteți pune și într-o tavă normală tapetată cu hârtie. Apoi am introdus-o la 180 de grade timp de 10-12 minute până când s-a copt. După ce am scos blatul de la cuptor, l-am lăsat un pic la răcit, apoi l-am pus într-o hârtie de copt și l-am rotolat bine. Între timp am preparat crema și am preparat un caramel din 100 de grame de zahăr pe care l-am pus la foc mic, l-am caramelizat. După care am mai adăugat 100 de ml de frișcă din smântână proaspătă, caldă, am omogenizat totul foarte bine, iar în final am mai adăugat 50 de grame de unt. După ce am omogenizat și untul, am luat caramelul de pe foc, l-am pus într un alt vas rece și l-am pus la răcit. Apoi am folosit caramelul bine răcit, 250 de grame de mascarpone, Ambele trebuie să aibă aceeași temperatură, reci de la frigider. Și am mixat totul la viteză maximă un minut. Și am obținut o cremă nemaipomenită. Să-mi scrieți în comentarii dacă vă inspiră această rețetă și aștept rezultatul și pozele voastre. Apoi am desfăcut blatul bine rulat în hârtie, după cum vedeți, are deja formă de ruladă și am aplicat pe toată suprafața blatului crema de caramel pe care am nivelat-o foarte bine. Apoi am rulat din nou strâns și cu atenție blatul, obținând rulada. Am înfășurat-o din nou în hârtie de copt și am pus-o la întărit pentru un sfert de oră la congelator. După care am scos-o din hârtie, s-a întărit foarte bine. I-am îndepărtat capetele și am ornat-o cu lapte condensat caramelizat sau dulce de leche. Am presărat-o cu nuci mărunțite, iar rezultatul este excepțional. Iar gustul nemaipomenit, și vă recomand cu mare drag și vouă această delicioasă rețetă. Vă rog să o distribuiți și pe pagina dumneavoastră. Poftă bună și o zi minunată!